Da, faci vlog deja? Cred că e primul vlog în care apar reclamă. Păi exact asta voiam să zic, că ăsta este primul vlog în care îl vedeți pe Vlăduț, care s-a întors după meleaguri străine. O să facem un, o să facem un vlog în bezna minții, care o să vorbim despre evoluția lui Vlăduț în acest an, pentru că acum se face aproximativ un an de când am început să călătorim. Da, anul trecut, pe vreme asta, mai exact, eram în Corea de Sud, nu mai țin de la Busan sau la Seul. Dar... La Seul, începusem la Seul și probabil că în ultimul an ai călătorit aici cel puțin 7-8 luni de călătorit în continuu. Și trebuie să vorbim despre treaba asta. Aici o avem și pe Hoa. Good morning! Așa. Ideea este că fac acest intro din două motive. Unul la mână pentru că vreau să vă explic câteva lucruri și în al doilea rând pentru că sunt gay și în al treilea rând pentru că vreau să vă dau șansa să dați skip acestui video, să nu vă uitați la el, ați văzut și din titlu. Vă rog foarte mult, dacă vă simțiți lezați de acest subiect, să nu vă uitați. O să fie intro de 2-3 minute, astfel încât să puteți să vă gândiți bine la treaba asta și să luați decizia cea mai bună. Ideea este în modul următor, în momentul de față suntem în Vietnam, în Ho Chi Minh și în seara asta, eu cu Hoa și cu Vlăduț, bine, eu și cu Vlăduț, că Hoa nu vrea să facă treaba asta, o să mergem să mâncăm câine, teoretic. Sau cel puțin încă, o să încercăm. Încă nu e nimic concret, trebuie să vedem. Nu știu la ce să ne așteptăm. Nu știm cum arată, nu avem nici cea mai vagă idee. Hoa a mâncat o singură dată în viața ei și fiind aici, eu am spus că vreau neapărat să văd cum e, măcar să trăiesc această experiență. Ce trebuie să înțelegeți voi acum? Peste 1.200.000.000 de oameni consideră că vaca este un animal sacru. Noi mâncăm vacă. Pe lângă asta mai sunt cel puțin vreo 800.000.000 de oameni, dacă nu chiar mai mult, care nu mănâncă porc din diverse considerente. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că treaba asta cu mâncatul câinelui, a pisicii, a orice vreți voi, este o chestie care ține de relativism cultural. Adică, ce e normal pentru mine este normal pentru altul. Știu că puteți să veniți cu argumentul conform căruia, bă, frate, dar stai puțin că vaca e sfântă, dar câinele este prieten. Ceea ce înseamnă că, teoretic, pe o scară ierarhică, câinele ar fi mai important decât vaca. La fel, repet, totul ține de cultură și de modul în care ai fost crescut, de mediul în care ai trăit. Ok, so, my love, on this street there are many dog meat restaurants. Yes. All these restaurants, yeah? In that part from this part. Auzi, dar iapa se vinde, se... Iapa lui Vodă? So, where should we go? Oh, we can go here. Look. Where you say is the best? The same. Ah, it's the same? There is more light. All dog meat. Vedeți frumos asta cu cățelul aici sus, prăjit. Ăsta este blood sausage. Cum, Vlad? Vlad, ce? Ok, ăsta este grilled thigh. I don't know. Which one you say is the best? To try. Păi da, mă, dar ăla e poza întreagă, e un câine întreg, ești nebun. Mănânciuc. Maidanez de Drister la lăsa asta. Deci ne-au adus și ei din partea acasă chestia asta care, sincer, nu știu ce, dar pute foarte urât. It smells very bad, this. Miroase puțin să mor eu. Bine, mor. Yeah? Hai să ne uităm aici. Deci ăsta este câinele tranșat, practic, pregătit de... this is what I want, yes, no? Yes. Ok. Deci ăsta este cârnatul pe care o să-l iau să-l mănânc. Și acum trebuie să vedem, asta, de exemplu, este picior. Adică pulpă din aia, gen. Asta nu știu exact ce e. Dar aia arată bine, frate, arată foarte bine. Yes. Ok. Da, mă, eu m-am decis, gata, eu știu ce vreau. Vlad nu știe ce vrea? Asta e tot câine sau ceva de genul? Totul e câine acolo, tot, nu vezi că scrie all dog meat. Deci tot ce mănânci acolo este câine. Ca să facem așa niște lucruri că se poate declare. Eu până în momentul de față, deci până la 32 de ani, am avut 3 câini. Am avut un dalmațian în clasa 8-a. Am avut-o pe Alma timp de vreo, bine, 5, ea a trăit vreo 15 ani, dar cu mine acasă și cu a mea s-a trăit la vreo 10 ani, cred, 9 ani. După care am avut-o pe Lady, pe care mi-a cumpărat-o Cristina de ziua mea în 2012. Vlăduț, ce istorie tu cu căței? Am o fască de mai de 10 ani. Așa? Da? În general, în toate animalele, văd asta, ca fiecare întâlnit, dar... Ce? E animal până la urmă, da? Da, asta e. Da, sincer să fiu, poate că ar fost mai bine să mănânc pisici, pentru că mie nu-mi plac pisicile, urăsc pisicile. Eu o să încerc acum din grupul celor doi sălbatici și Vlăduț arată aici. Mai lăbăt, this is fried or what? Not fried. Not fried, yeah? Ok, Vlad, pune aici, să vedem. Boiled, yeah? Ok, let's see. Îmi pare rău Alma, îmi pare rău Dino, îmi pare rău, cum îi zice, Lady, trebuie să fac asta. Așa, let's give it a try. We take this, with this you say? Are you os? Asta e puțin enervant, because you see?
gustare, are gust. Eu te-aș vedea pe tine să nu mănânci din ăsta. Pe mine? Da. De ce? Pentru că s-a prea să facă rău. Are un gust... Păi super, hai că încerc acum. Nu, are un gust dubios, adică nu seamănă cu nimic ceea ce mâncă până acum. Încerci? Da. Încearcă, hai să te văd. Dar nu pun multe. Nu mă, ia-ți tu de acolo, știi? Deci nu seamănă cu nimic din ceea ce am încercat vreodată în viața mea până acum. Ia o bucățică mică, nu mânca mult, că nu o să-ți placă. Garantez 100% că nu o să-ți placă. Vă îngură de puțin. Ia mă cu mâna, o murți. Ia mă cu mâna, ia. No, 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 this is bad, nu la acolo. Are gust de câine de la Vlad. Ce? Nu, da, zi tu, seamănă cu ceva ce ai mâncat până acum vreodată în viața ta? N-are nicio legătură cu nimic. E ceva ce ai mai mâncat? Eu n-aș mânca asta, mie nu-mi place ce gust are. Dar nu, dar nu e vorba neapărat. Dar nu e vorba, exact, nu e vorba că mănânci de câine, dar e ceva... Nu. Nimic. Ok, stai că a venit și partea a doua. Ah, ok, this is the sausage. This is blood sausage, ok. Vlad, ai onorurile. Așa. Hai să vedem cum se comportă blood sausage. Miros? Nu are niciun miros specific, deci nu miroase niciun fel. Ce simt eu? Mi-ar plăcea să am ceva sărat la chestiile astea. Asta mă depăsă, mi-am ceva sărat. Ia să vedem. La fel. Ăsta e bun. Ăsta e bun pentru că este foarte spicy. Asta este foarte, foarte, foarte spicy. Și mai e treaba asta. I love this is liver. Yes. Iar asta este ficat. Asta este exact ca ficatul de pasă, exact ca ficatul de pasă. Este cât se poate de normal. Are un gust mega normal, nimic special. Dar ăsta, cărnațul, are un gust, are la fel un gust specific. Nu pot să zic, e puțin dulce, e și puțin picant în momentul în care înghiți. E ceva ce nu am mai încercat până acum. Deci este o chestie pe care n-am mai încercat până acum. Produs bagi? Mm-hmm. Trebuie să bagi și cărnat. Ăsta e bun. Îți spun că se poate declar că ăsta mi s-a părut interesant. Nu de ăla, ia cărnat. Vezi, nu știu ce e. Cum e? Merge? Okay, dar la fel ca și ăsta, n-are. N-aș mânca nici. Cauciuc, exact, n-are niciun gust. Dar ăsta cărnat. My love, did you order something? You order something for you? Ah, this is for you? Ah, and this is for us. Ah, okay. And why don't you eat? One more. One more? Okay. This is fried, no? Ia să vedem. Ah, bă, e foarte fierbinte asta. Ha? Yes. Miros. E bine, are ce miros pentru că e prăjit. Mm. Asta e mai suportabilă. Are o aromă. Are o aromă interesantă asta. Miroase ok, da. Nu aș putea să mănânc la fel. Nu-mi place. Nu-mi place gustul, dar asta are o aromă interesantă. Acum a venit și nota. How much? 300,000. Ceea ce înseamnă că tot ce am mâncat aici a fost undeva la vreo, my love, around $14? $14, nu? Ok. Cam atât am mâncat, sau mai bine spus, n-am mâncat. Nu pentru că e nașpa, pentru că, nu știu, nu are vreun gust. Nu are vreo chestie și nici nu pot să spun că am așa o bucurie teribilă să mănânc câini. Nu e o mare fericire. Măcar dacă avea gust bun, probabil că mai încercam, mâncam ceva mai mult. Astea aici arată teribil, ce-i drept. Astea arată nașpa. Mamă, și pute acolo. Bă, cum pute acolo. Urât de toți. Auzi, dar crezi că miroase câine cumva? Păi, dar nu știi, asta e chestia, că n-ai mirosit vreodată în viața ta un câine, nu știu, mort sau caz în felul ăsta. Dar nu știi cum, asta e chestia, n-ai cum să-ți dai seama. Uite, okay, aici la fel. În stare de putrefacție am mai simțit, dar nu cred. Here also. Da. Same restaurant, no, my love? Așa. Hello. După ce am mâncat cățeluși, ne-am gândit că ar fi cazul să facem și o activitate normală pentru această seară. Și de aceea, unde mergem acum, Vlăduț? La film. Mergem la film, la mall. How are you, want to buy some clothes? Okay. I buy this for you, good?
And you can say, hello, bro. Look at you. Look good like this? Yeah. You think very good? No. This pink? Banana, take extra L. Very, very big size. Yeah? Mall-ul ăsta se numește Vincom Center și se află cumva în mijlocul districtului 1. Ce nu-mi place la acest mall este că este destul de micuț și foarte înalt. Asta mă enervează. Deci ai, nu știu, vreo 6, 7, 8 etaje, nu știu câte sunt. Și mi se pare super înalt pentru că sunt puține magazine raportat la cât de înalt. Adică e așa mai orientat pe verticală decât pe etaje normale. Vrem și noi să mergem la film. Ăsta este al doilea mall la care am fost astăzi. Și căutăm un film drăguț, doar că nu găsim absolut nimic. Săptămâna trecută am fost la un film vietnamez care arăta foarte bine. You want to see Avengers? Yes. You want to see? Ah, it's very late. Vietnamese sometimes. Ah, you want to see? Yeah, but it's very late, you see? 11. Și am nimerit și la mare petrecere acum. Pentru că astăzi este ziua reunificării, Reunification Day, aici în Vietnam. Și în partea asta centrală unde stăm acum, evident că sunt o grămadă de, nu știu, evenimente, petreceri. Lumea abia se distrează, sărbătorește. Oamenii cred că se uită aici. La ce se întâmplă acolo, pe scenă? Că din păcate acolo nu prea se merge pentru că este full și este închis în locuri din alea plătite. Și toți oamenii stau aici. Încheiem și noi vlogul ăsta acum, mergem să mâncăm o înghețată. Vlad went home because he felt sick. Yes, maybe me. No? Because dog. Yes, because dog meat. Da, lui Vlăduț s-a făcut rău și a zis că crede că e de la mâncarea aia, de la carnea de câine. Eu am mâncat, n-am niciun fel de problemă, nu știu care e faza acum. Sper că e ok, sper că totul e bine. Reacționăm puțin după care mergem acasă. Sunt curios să văd ce părere aveți despre acest video, dacă ați avut curajul să stați până la capăt. Aș aprecia dacă a stat până la capăt și la fel aș aprecia dacă în momentul în care v-am spus să nu vă uitați, nu v-ați uitat. Acum vedem ce facem cu cei care totuși s-au uitat, dar sunt așa incisiv, pentru că subiectul ăsta este un subiect destul de sensibil din punctul meu de vedere. Ok, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți. Now we are just going to walk for a bit and after that we'll go home. So we'll say goodbye to you. Bye!